Anul acesta organizăm la Cărpiniș, în al treilea an consecutiv, Farm Progress Show. Este un eveniment organizat pe baza acestei platforme pe care o vedeți în spatele meu, pe suprafață de aproximativ 10 hectare. Prezentăm invitațiilor noștri pe parcursul unei săptămâni tot ceea ce este mai nou, mai modern într-o tehnologie de cultura porumbului. Încercăm să prezentăm lucruri care se întâmplă de la semănat, pregătirea terenului, semănat, tot ce înseamnă lucrări pe parcursul perioadei de vegetație, portofoliul de hibrizi, diferite densități aplicate, scheme de fertilizare, de asemenea tratament la sămânță, precum și lucrarea finală de recoltare. Împreună cu colegii mei de la compania Monsanto facem acest lucru, cum spuneam, pe parcursul unei săptămâni și astăzi, vineri, putem să spunem că am contorizat, am numărat peste 600 de invitați din toată regiunea de vest, nord-vest și centrala țării. Cum vă aminteam, vă spuneam că prezentăm o tehnologie modernă la porumb. Avem alături de noi și coorganizatori, firma IPSO, cu reprezentantă exclusivă a companiei John Deere, firma BASF, cu portofoliul de produse fitosanitare, firma Yara, cu fertilizanți de calitate și, de asemenea, prezentăm și aspecte legate de protecția seminței cu insecticid. Putem spune că acțiunea din acest an a fost una de succes. Deja ne gândim în perspectivă și vrem să aducem îmbunătățiri, să punem la punct lucruri noi, inovative, care să fie interesante pentru cei pe care îi invităm să participe la acest eveniment. Pe scurt, aș putea să menționez că într-unul din modulele de prezentare avem tot ceea ce înseamnă portofoliul de hibrizi din segmentul comercial, deci ceea ce deja oferim ca soluții, ca și ofertă în piață. Prezentăm de asemenea hibrizii care sunt în curs de lansare, deci invitații noștri au oportunitatea să vadă cum în condițiile din acest an se prezintă acești hibrizi. Vă spuneam că în ceea ce privește experimentele cu densități, încercăm să sugestionăm și abordarea unor soluții în care, bazat pe o schemă de fertilizare și un regim de precipitații adecvat, să sugestionăm o creștere a densității, pentru că hibrizii noștri suportă densități mari și, bineînțeles, în mod direct, producțiile care se obțin în astfel de condiții sunt mai ridicate. Având un cold test bun, hibrizii noștri pot fi semănați cu ceva mai devreme decât, să spunem, intervalele care în mod clasic sunt abordate la semănat, pentru că mai ales în ultimii ani, după cum ați văzut, și factorii de mediu, temperatura, umiditatea au devenit mai excesivi în sensul în care am avut deficite de umiditate corelat cu temperaturi ridicate și vrem să încercăm să avem un set de date pe un număr mai mare de ani care să certifice faptul că e posibil, semănând mai devreme, să evităm vârfurile de temperatură care au un impact negativ în momentul înfloritului și polenizării. De asemenea, prezentăm într-unul dintre module tehnologiile noastre bazate pe biotehnologii, este vorba de tehnologia YieldGuard și de asemenea, în perspectivă, pentru ceea ce ne dorim ca să avem înregistrat, omologat la nivel european și la nivel național, pentru că această tehnologie YieldGuard este deja omologată și înregistrată și de asemenea și în România, este vorba de tehnologia Roundup Ready la porumb.
Avem de asemenea într-unul dintre modulele noastre prezentat modul în care este protejată sămânța înainte de semănat cu produse pentru astfel de destinații și de asemenea ca și o noutate, dacă doriți, avem un modul unde prezentăm și hibrizi de-ai noștri semănați în condiții de cultură dublă. Hibrizi care, eu știu, le-am denumit diversitate genetică, porumbul alb, care se folosește în hrana umană. De asemenea, prezentăm și hibrizi de porumb care sunt semănați în condiții de cultură pentru silos. Ieri am avut oportunitatea și, eu știu, onoarea să avem alături de noi conducerea executivă de la nivel global din Statele Unite. Este vorba de președintele companiei Monsanto și CEO companiei Hugh Grant și de asemenea vicepreședintele executiv și managerul pe probleme industriale de sustenabilitate, Jerry Steiner. De asemenea, am avut membri din conducerea executivă la nivel european și la nivel regional european, Europa de Est. Este și o recunoaștere a muncii echipei noastre de aici din România, o muncă pe care am desfășurat-o cu asiduitate în ultimii 4 ani, în sensul în care ne-am mărit echipa, am abordat partenerii noștri, în final fermierii, mult mai aproape, mult mai asidu sau, cum să spun, mai am petrecut mai mult timp alături de dânsii pentru a înțelege și care sunt necesitățile, nevoile dânșilor și să ne adaptăm și noi oferta, produsele în final. A fost o interacțiune foarte bună, conducerea executivă a putut să vadă aspecte din cadrul acestei zone, rezultate din România, de asemenea au avut ocazia să interacționeze cu fermier reprezentativ din zona de vest și nord-vest și de asemenea ați urmărit și noastră, ați participat la acest eveniment, a fost și o interacțiune cu presa scrisă de specialitate. Concluzia a fost una pozitivă, sumar au fost foarte încântați de ceea ce au văzut aici, de gradul de profesionalism pe care echipa noastră a reușit să-l atingă și faptul că perspectiva colaborării noastre ca și reprezentanța ai companiei Monsanto cu fermierii, cu alte elemente, structuri din agricultura românească este una deja care are o experiență, o tradiție și este pe un făgaș bun. Tehnologia Yilgard, care dă toleranța la sfredelitorul, la insecte anumite sfredelitorul tulpinilor de porumb, este o tehnologie deja care este în România de mai bine de 4 ani, este omologată, înregistrată și este de fapt una dintre opțiunile, dacă vreți, pe care opțiunile suplimentare pe care punem la dispoziția fermierilor. Atâta timp cât în cultură dânsii se confruntă cu infestare masivă, sau care deja are un prag la care dăunarea se petrece și din experiența dânșilor, din ceea ce noi încercăm să le prezentăm, această soluție este utilă, valoroasă, mai eficientă decât ceea ce se poate aplica în acest moment. Această opțiune se poate transforma poate fi validată și aplicată în fermele din România. Repet, acolo unde această insectă este prezentă și este nevoie de o astfel de soluție. În ceea ce privește cultura, tehnologia Roundup Ready, ea este încă în stadiul de omologare și înregistrare. În primul rând, ea va fi nevoie să fie omologată la nivel european de către organismele abilitate, după care, conform cu legislația existentă, probabil că într-o perspectivă nu foarte îndepărtată va putea să fie accesibilă și fermierilor din România. Compania Monsanto comercializează
sau a comercializat în anul care a trecut, în primăvara am trecut, un număr de 22 de hibrizi de porumb, grupați pe 5 grupe de maturitate diferite, începând de la extra timpuriu, timpuriu, semi-timpuriu, semi-tardiv și tardiv. E greu să răspund la întrebare care sunt cei mai buni hibrizi, pentru că toți au caracteristici diferite, specifice pentru anumite nevoi ale fermierilor. Aș menționa totuși câțiva hibrizi care lansați doar acum 2 ani de zile, au ajuns la performanța de a acoperi o suprafață de cel puțin 50.000 de hectare în țară. Mă refer la hibrizi specifici, cum ar fi 44-50, 44-90, 45-90, hibrizi ca 5-2-7-6, 5-1-9-0. Sunt hibrizi care se caracterizează printr-un potențial de producție foarte ridicat, dar nu numai, ci și printr-o robustețe profundă, mare, adică sunt hibrizi capabili să tolereze condițiile de stres care, mai ales în acest an, au făcut ravagi în cultura de porumb în vestul țării. Noi testăm în fiecare an zeci și sute de hibrizi, din care alegem în fiecare an 2-3 hibrizi care sunt cei mai performanți și pe care îi promovăm, sunt candidați care îi promovăm ulterior la vânzare. Încercăm ca în fiecare an să aducem fermierilor produse noi, cu capacități noi, cu potențiale de producție, de toleranțe la secete, la condiții de stres cu potențial foarte ridicat. Toate aceste caracteristici fac ca hibrizii Monsanto, hibrizii de calb, să performeze în această regiune a țării, în vestul României, să aibă frecvent producții de peste 8, 9, 10 tone în acest an, iar în anii buni, cum a fost anul trecut, să performeze până la 12-13 tone la hectar. Ca în fiecare an ne pregătim să acoperim alte nevoi, alte dorințe ale fermierilor, să venim cu hibrizi mai toleranți la condițiile de stres. Ne-am propus să lansăm 3 noi produse, dintre care 2 pe zona timpurie și extratimpurie și un hibrid pe zona tardivă sau pe grupele FAO 500. Hibrizii timpurii sunt hibrizi care, se știe, există un raport oarecum direct între grupa de maturitate, precocitatea hibridului și capacitatea de producție. Hibrizii mai timpuriu produc mai puțin decât cei tardivi. Ei, hibrizii pe care noi îi vom lansa în anul care urmează, în sezonul care urmează, infirmă această teorie. Ei sunt hibrizi care performează și produc, dau producții record de la an la an. I-am testat de ani de zile, sunt de 3-4 ani în regimul național românesc de testare și de mai bine de 5 ani în sistem european. Ei au confirmat și acești doi hibrizi vor fi lansați. Este vorba de hibridul DKC 4014 și hibridul 3811, DKC 3811. În ceea ce privește hibridul tardiv, el este un hibrid cu dublă utilitate, se cheamă DKC 5707, el poate să fie folosit atât pentru boabe cât și pentru siloz. Are grupa FAO 500, este un gama semi-tardivilor, potențialul de producție este uriaș, dar pe lângă acest potențial, el performează bine în condiții de stres hidric și termic. A spune că evenimentul de la Cărpiniș Farm Progress este un eveniment de succes, a fost un mare succes pentru noi și am câteva elemente importante, motive importante să spun lucrul acesta. Numărul fermierilor în acest an a fost mai mare, cu cel puțin 20% față de anul trecut. Iată că mulți fermieri au auzit de acest eveniment, au răspuns solicitării noastre de a veni, au fost foarte atenți, au pus întrebări, au fost dezbateri, au fost discuții foarte interesante între noi și fermieri. Ne dorim să nu fie doar prezentarea produselor, ci să fie și o discuție interactivă între noi și fermieri. Să putem să extragem problemele care le au, să încercăm să venim cu soluții. Deci, practic, a fost un succes evenimentul Farm Progress 2011. Numărul mare de fermieri, structura fermierilor care au venit a fost diferită față de anul trecut. Au venit fermieri din toate segmentele de mărime, începând de la cei mici până la mici, însemnând cu 5, 10, 20, 30 de hectare, până la fermieri mari care cultivă în județul Timiș, dar nu numai, în tot vestul țării, au ferme de 10-15 mii de hectare. Au fost prezenți aici, ceea ce ne confirmă faptul că informațiile pe care le-au primit au fost informații bune, utile, care le permite să performeze în fermele pe care le dețin.